Așteptat cu multă încredere, meciul quasi-decisiv de la Deva pentru calificarea în play-off-ul Ligii 1 de futsal dintre Auto Bergamo și Informatica Timișoara s-a încheiat cu o mare dezamăgire pentru echipa gazdă și fanii ei. După 1-1 la pauză și o revenire la 3-3, devenii au pierdut cu 8-4, iar Timișoara a luat o opțiune serioasă de a termina sezonul regulat în primele 4 locuri care duc în play-off. A fost un meci greu, mai ales că noi am avut accidentați, trei accidentați, eram la jucat de lună jumate. Am făcut pregătire cu foarte puțini jucători și, după cum ați văzut, am jucat în 4-5 jucători, maxim am jucat. Mă bucură faptul că au dat dovadă de caracter și le mulțumesc pe această cale. O victorie imensă, pot spune. Cred că am făcut un pas important către play-off. Încă nu e jucat, dar eu zic că avem prima șansă în fața celor de la Deva cu aceste două victorii care le-am făcut asupra lor. Dorin Popa, președintele celor de la Auto Bergamo Deva, este conștient de faptul că șansele de accedere în play-off sunt ca și nule și s-a declarat nemulțumit de jocul tactic al echipei sale, anunțând totodată și luarea unor măsuri în ce privește loturi și staful tehnic. Primul rând, pe mine mă deranjează că am pierdut acasă. No, e frumos să pierzi la Deva. În al doilea rând, a fost tactic la pământ. Deci la pământ. Nicio idee de joc, nimic. Chestia asta am observat-o mai demult, dar astăzi mi-am adeverit-o. N-am spus nimic, nu știu. Tactic, zero. M-a alergat ca iepurii după varză, aici, pe parchetul ăsta. Nu știu sub ce formulă vom continua. Deja noi ne-am încheiat socotelile. Să vedem. Mâine ne punem să vedem cine mai rămâne, cine nu mai rămâne, pe ce mergem, pe ce nu mergem. Asta, gata, s-a încheiat. Un meci s-a încheiat cu posibilitatea, dar să nu uităm și circumstanțele în care s-au încheiat toate treburile astea. De unul singur e foarte greu. E foarte, foarte greu. La echipa din Timișoara nu au fost foarte mulți, au fost jucători de calitate, jucători de național serbii, spanioli, jucători cu experiență, s-au văzut diferența clară față de copiii aceștia. Cu ce am putut, cu aia am defilat. Din păcate, pasul de defilare s-a oprit astăzi aici. Auto Bergamo este pe locul al 5-lea în clasament, la 4 puncte în spatele celor de la Timișoara și de la Dunărea Călăraș și deveni urmând a evolua runda viitoare pe terenul celei din urmă. Din sezonul regulat al Ligii 1 de futsal mai sunt de disputat doar 4 etape.